Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bineața, domnul Luca, dați numai știri neinteresante de la Wimbledon. Știu ce să fac. Sport, astea, se întâmplă multe alte lucruri. De iaurtul de la Wimbledon, ai auzit? Am auzit ceva. ceva ar fi, dacă ar fi să fie. Iaurtul. E faimos sau ce ține așa, cred, anul trecut. Deci, acolo se oferă posibilitatea să și mănânci ceva, plătești o taxă în cazul în care ești în competiție. Dacă ești oficial, dacă ești jucător, nu? Da. Primești un cărduleț, înțeleg? 90 de lire sterline dacă ești jucător pe zi, la cantină. Bine, la ce prețuri sunt acolo, înseamnă nimic. Și 45 de lire la jumătate dacă ești tehnician. Cât ciugulești ceva. Hai că nu mor de foame. Și anul trecut, unul dintre antrenori a plecat de la cantina asta, all inclusive, cu 27 de iaurturi deodată. 27. Ce jucători români am avut noi anul trecut la Wimbledon? Fetele, în general. Noi jucători de băiat nu mai avem. Ce tehnicieni români am avut noi la All Inclusive? Crezi că au fost ai noștri? Nu cred. Dar eu că adunat și cum e cu dalea. Bă, mă duc până la cantină, vrea cineva ceva? Ia și mie două iaurturi, ia și mie trei iaurturi. Lumea fiartă pe iaurt, că dacă zici că e bun. Mă, 27 de iaurturi? Da, atâta a avut comandă. Mie să spui dacă avea rafie. Da, cum le-a sacoșat, asta e interesant. Oficialii turneului, citez, eu știre, citesc din ziare.com. Oficialii turneului au trimis acum un e-mail participanților, tuturor participanților, în care îndeamnă să fie cumpătați, să nu exagereze cu pachetele pe care le iau de la cantină. Deci două chestiuni, una... Stai un pic, eu ai card de 90 de lire, ăsta ai zis că mai puțin. Are dacă acces. Omul le-a plătit ce, dar n-are voie să ia, sau 27. El le-a șut. Exact atitudinea de la All Inclusive, am plătit, n-am voie să iau o roabă de fasole. Asta era un restaurant All Inclusive. Unde plăteai și aveai all inclusiv din cele 90 de lire sau 45. Okay. E all you can eat. S-a descurcat. Nu știu, cât pot eu să am 27 de iaurturi. Acum eu atât de românească treaba asta, serios. Nu știm dacă era român. Dar seamănă. Era bulgar. Așa e. Dacă ne-ați întâlnit în vacanțe de ăștia care iau de la all inclusiv ca să ofere. Nu. Să ofere. Unde să ofere? Pe plajă, la șezlonguri. Nu, n-am văzut. Da, mă, se ducea câte un... Când erau grupuri de-astea mai mari, se ducea unul și lua gen fructe. Două sacoșe de fructe și venea, vrezi? Pepeni, da. Struguri, banane, care n-am ce vrezi. Și lumea, mersi, dă-mi și mie, da, pu. Adică era o extensie a restaurantului, cum ar veni, știi? Aha, am înțeles. Și pe el... același ori inclusiv. Așa și ăsta, a luat el acționează... și la... ca un kelner. Adică ăla care ia și oferă este și da, el... Da, ești drăguț, gen. Ești un kelner drăguț, neplătit. Dacă tot te duci, adun și mie. Un kelner cu inițiativă. Da, n-am întâlnit cazul, dar sunt convins că există. Am văzut. Dar eu nu înțeleg asta de... Bun, odată, nu înțeleg cum i-au numărat iaurturile, pentru că ai dat în engleză, știu exact. 27 de iaurturi. Probabil le-a luat pe toate. Stoc zero. Câte mai erau, John? 27, sir. Le-a luat pe toate, nenorocitul ăla. Da. Că te întreb și mă, de ce n-a luat sumă rotundă? Adică dacă ei... Au fi luat unul și pentru el. Dar nu cred că a luat o cutie. Că nimeni nu pune 27 pentru cutie. Pui și tu cât, dacă la 25. Ambalaj, o fi luat o cutie 25, și încă două. 50, 20, 10, da, știi? Cred că așa l-a numărat, bravo. 27, știi? O fi și cu baxul. Deci ai naibii, au numărat, mă. Bax și încă 3 deasupra. Da, exact, i-au numărat asta. A doua mă întrebă, chiar de proastă-i mâncarea de la Wimbledon, încât ăla a luat iaurt? Iau, ce luăm de aici? Ce putem să sacoșăm noi? Iau. N-ai ce costele. Ia iaurt ca altceva, nu merge ea. Berea o iau de la chioșc. Da, și ăștia au, știți că în nordul Europei e un iaurt mai dulce, așa, care nouă ni se pare scârbos. Așa cum celor din nordul Europei li se pare scârbos iaurtul care se mănâncă în sudul Europei, care e acrișor. Eu n-am mâncat altă până bacterie. Acum iaurt în nordul Europei, dacă mi-ai zis acum că e dulce, ba da, găsește. Atenția. Zic eu de care găsești, că se găsește și la noi la supermarket. Poți să faci doboș din el? Ha? Faci doboș din el? Nu știu dacă se face doboș. Acum, pe de altă parte, eu îl înțeleg și pe ăsta care o fi fost acolo. Poate că cine știe, venea dintr-o țară, n-am mai văzut niciodată atâta abundență. Și s-a destabilizat total, a devenit confuz când a văzut raionul de iaurturi. Și a luat cu brațul. Poate era de la cu fructe și n-a știut ce să aleagă. Da, poate că da. Eu aș vrea să vă povestesc întâmplarea de la prima mea bursă din
Occident, am ajuns în 1995 în Marea Britanie. Mamă, 95, îți dai seama, era la 5 ani după Revoluție, era ceva, nu existau supermarketuri în România, adică cred că apăruse metro, dar puteai să mergi la metro, că n-aveai, da, era, nu știu. Era nebunia de pe lume și am ajuns cu încă 4 colegi la o bursă oferită de BBC, ne-au cazat ăia, ne dădeau niște bani, o alocație de asta zilnică și trebuia să ne descurcăm singuri, să mergem să cumpărăm mâncare. Și ne duceam la ceva ce se cheamă în continuare, înțeleg că există în continuare lanțul ăsta, Asda, care este un hipermarket, un lanț de hipermarketuri, ceva ce în România a apărut, cred că prin anii 2000 încolo, după 2000. Adică hipermarketuri de-astea, gen Cora, Carrefour, Coafla, de-astea, uriașe, mari. Nu văzusem în viața mea. Am intrat... Băi, da, ne-am făcut poze înăuntru, mă, prima dată. Ne-am făcut fotografii, am și acum fotografii printre rafturile cu smântână și așa mai departe. Și am intrat, atunci am văzut pentru prima dată că ouăle se pot cumpăra pe dimensiuni. Adică aveau O, M, O, L, O, XL. Nu știam că există așa ceva, că pot cumpăra în felul ăsta. Și 5 oameni, fiecare și-a luat căruțul lui. Și ne-am dus să ne plimbăm prin magazin, eram ca la muzeu. Și la un moment dat, cum mă plimbam eu pe acolo, iau un viraj și văd unul dintre colegi care umplea căruțul cu niște conserve, dar literalmente îl umplea. Noi trebuia să stăm acolo 10 săptămâni. Și ăsta pusese deja jumate de căruț și avea o față total pierdută, o privire pierdută, el umplea. Și mă uit ce avea el. Avea niște conserve de macaroane în sos tomat. Deci conserve, mă, băiatule, de macaroane, care costau ceva gen 5 pens sau 10 pens bucata, conserva. Și ăsta, Tavi, băga cu brațul, înțelegi? Cum ăsta de la Wimbledon, 27 de iaurturi. Și zic, bă, ce faci aici, nebunule? Bă, zici, uite cât de ieftine sunt astea. Mă, o mâncăm 10 săptămâni, a rezolvat problema și de toți ceilalți bani, cumpărăm mașină. Bă, tăvele, eu începând să pun la loc conservele. Bă, tăvele, lasă-le că mai luăm și alta, nu putem să le luăm pe toată dată. Bă, uite ce ieftine sunt, se termină, hai să vezi că se termină. Bă, nu se termină la ăștia niciodată. Bă, dar bă, ce crezi că ăștia nu se uită după prețuri mici? Hai să luăm mai mult. N-am vrut să-l conving. A cumpărat vreo 20 de conserve de genul ăla, din care am reușit să mâncăm jumătate odată, pentru că erau atât de proaste, cred că nici câinii din căminul studențesc în care eram nu le-ar fi mâncat. Și colegul e bine acum? Colegul este foarte bine. Da, deci eu înțeleg pe domnul cu 27 de iaurturi. Cine știe din ce țară venea el, sărăcuțul, și a descoperit bogăția de la Wimbledon. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.